Dacă ați adus în discuție de frații Herea, vreau să vă spun că nici măcar nu au cele mai mari salarii de la Metalogul Obus. Undeva al cincilea salariu îl are Ovidiu și undeva al doilea, al treilea îl are Claudiu. Are salariul mai mare Claudiu? Claudiu. Asta e amuzant. Da. Claudiu are mai mult, dar să știți că în momentul când am negociat, ca să zic așa, la pachet, cel care a lăsat de fiecare dată de la el și cel care și-a susținut fratele a fost Ovidiu. L-a pus pe Claudiu pe primul plan de fiecare dată. Ah, interesant, adică el din postura de fost de mare frate mai mare, de și om care a câștigat mult mai mulți bani. Corect, da, de fiecare dată l-a pus pe primul loc pe Claudiu. Ai renunțat el la bani ca să ia Claudiu un salariu mai mare, poate? Da, dacă am bătut palma în 5 minute cu Ovidiu, să spun așa, la Claudiu a durat 10. Da, a negociat el și pentru Claudiu. Da. Ah, interesant. Da, având experiență mai mare. Da, frumos. Da. Deci care ar fi bugetul lunar de salarii cu aproximație? Dacă puteți să-mi spuneți. Sunt curios pentru că Metalogul Obus e o echipă care a devenit cumva, e un soi de Botoșani al ligii secunde, spun eu așa. E mereu acolo, se luptă pentru partea de sus și lumea are așteptări de la acest club. Da, știți, acum vreo 2 ani de zile, când nimeni nu-i dădea nicio șansă echipei din Clinceni, a promovat cu un buget de 450-500.000 de euro. Și a avut un buget foarte mic, înțeleg că și acum au un buget mic și iată că fac rezultate foarte bune din punctul meu de vedere. Asta apropo, dacă suntem un fel de Botoșan sau un fel de Clinceni, deci se poate și cu puțin bani. Și noi suntem tot pe acolo cu bugetul, la fel cam cum l-a avut Clinceniu. Deci undeva la 400-500.000 pe tot an. Da. Bugetul de salarii este mic. Este foarte mic. Păi dacă tot bugetul nostru e să zice 500.000, înseamnă că bugetul de salarii... Da, este mic. E adevărat. E undeva poate la jumătate, să zicem. Vreau să vă spun... Vă rog. Da, ați intuit bine. Vreau să vă spun că în vară am reușit să păstrez 80%, 80 și ceva la sută din echipa care, la fel, dacă ar fi mers campionatul normal cu Marius Măldărășanu alături, cred că ne-ar fi bătut tot în față la primele locuri. Și în momentul când am bătut palma cu mare majoritate a jucătorilor, să știți că nu s-a pus problema banilor. Au rămas pentru familie, au rămas pentru echipă, au rămas pentru ce a însemnat spiritul Metalogul Obus cu un an în urmă, cel puțin. Așa că nu sunt foarte mari salariile la noi. Știu sigur că au avut oferte mult mai mari jucătorii. Că tot vorbim de frații Herea, a fost o mică telenovelă cu Rapidul chiar în această perioadă de transferuri? Nu, n-a fost nicio telenovelă. Ei au spus clar că îl doresc, au și declarat șefii, dar au spus că trebuie să-și rezolve problemele cu clubul dumneavoastră, adică să-și rupă contractul și să meargă gratis. Nu asta a spus. Am răspuns, așa nu este. Mai știu dacă la noi în emisiune sau am făcut un interviu scris pentru site. Cert e că am vorbit la telefon și a spus ceva foarte corect. A spus, domne, dacă eu vreau 2 jucători de la Rapid, mi dă gratis cineva de acolo? Eu cred că le-am răspuns cât se poate de elegant, de civilizat. Avem o relație nu bună, foarte bună, spun, cu cei de la Rapid. Ei au vrut să iau un jucător ca Ovidiu Herea și sunt ferm convins că 21 de echipe din 21 la începutul campionatului și-ar fi dorit pe frații Herea. Am înțeles chestia asta. Ce nu am înțeles eu? De ce nu le-a făcut o ofertă în vară când erau liberi și de ce nu, dacă tot ce-au dorit, nu a făcut o ofertă scrisă către club? Dar în rest, da, nu știu dacă putem să-i spunem neapărat telenovelă, ei și l-au dorit, dau și l-au dorit la nivel declarativ. Mm-hmm. Dar pe de altă parte înțeleg că Ovidiu a încercat, a venit către dumneavoastră să spună, domne, vreau să merg la Rapid. Sau cum a fost discuția? V-am spus și când am negociat și acum un an și acum doi, Ovidiu a avut o poziție foarte corectă, inclusiv acum în iarnă. A venit omul, ne-a spus, domnule, am avut o discuție, sunt dorit acolo, știu că am încă jumătate de an contract, ce considerați? Și am explicat clar că este capitanul echipei, nu pot să îi dai drumul capitanului echipei și nu știu dacă cumva era vorba inclusiv de Claudiu. Și în de momentul când dai drumul la doi jucători de o asemenea valoare, noi practic înseamnă că am fi aruncat prosopul ca la box și am fi spus nu ne mai interesează play-off-ul. A durat, cred că
3 minute, 5 minute discuție, a înțeles și, repet, foarte corect. Știa care contract, a și spus, bun, ok, dacă mă doresc neapărat să ia legătura cu dumneavoastră. Și cred că le-a și transmis celor de la Rapid. Am înțeles. Da, pentru că știu că cei de acolo nu au făcut niciun pas către dumneavoastră și au și spus public că Herea trebuie să-și rezolve singur situația contractuală ca să vină la Rapid. A fost vorba și de Coman? Da, a fost vorba și de Coman. Da, așa este. Din câte știu, a avut o ofertă sau a avut o discuție, nu știu da. Neapărat dacă o ofertă, că o ofertă trebuia să vină din nou pe adresa celor de la Metal Globus, chiar în perioada în care noi eram în cantonament în Antalya. Am înțeles. Da. Și de ce nu s-a concretizat? Păi, vedeți dumneavoastră, apropo de buget, că am discutat mai devreme și de faptul că am niște băieți senzaționali la echipă și care n-au pus problema banilor, în momentul în care au rămas pe bani puțini și am format o familie în vară, în momentul când dai drumul la jucător de bază și te întorci în țară pe data de 4, 5 și mai sunt 2 sau 3 zile de transfer, de unde, Doamne iartă-mă, pot să mai găsești încă un jucător de valoare a lui Coman și pentru a fi corecți și la banii pe care îi ia. Dacă privim din punctul de vedere al jucătorului, i-aș fi dat drumul și lui și lui Ovidiu și la mai mulți, pentru că, bun, e ok, era poate un alt nume. Și poate alți bani, nu poate, mai mult ca sigur că și partea financiară conta. Însă trebuie să te uiți și la tine în curte sau trebuie să te gândești și la Metal Globus. Normal, așa este. Ca să nu mai spun că dacă oferta era poate din prima ligă, și acolo era de discutat. Însă aici, să mă ierte Dumnezeu, cât iubim, respectăm clubul Rapid, nu spune nimeni 100% că vor fi în primele 6 sau că vor promova. Păi uite că am văzut ce s-a întâmplat cu Ripensia. Și atunci, un meci, scuze, nu, eu nu mă bag în bucătărie altora, dar un meci pe care nu aveau voie să-l termine la egalitate. În ceea ce privește Petrolul, ei și-au propus și acum un an și acum doi, au un stadion minunat, suporteri senzaționali, da. Brand, tradiție, tot ce trebuie pentru a fi în prima ligă. Acum, ce să spun, vom vedea dacă vor reuși anul ăsta. Contează pentru un club cum e Metal Globus pe care o conduceți, care nu are tradiție mare. Atârnă diferența asta, faptul că vine un club cu tradiție, cu suporteri în spate, chiar dacă nu sunt pe teren. Vă întreb aici din punctul de vedere al jucătorilor. Se simte o presiune suplimentară? Nu se simte o presiune în ceea ce privește echipa Metal Globus și cu jucătorii pe care i-are în momentul ăsta. Avem jucători experimentați, avem jucătorii care au anumită vârstă și care au sute de meciuri în prima ligă. Însă dacă pui în balanță Metal Globus versus Petrolul, este clar că mare majoritate și-ar dori Petrolul în prima ligă. Doar nu știu cât și-ar dori Metal Globus în prima ligă. Da. Deci cântărește, iar spun eu că subconștientul lucrează inclusiv la arbitru, poate, asta, sau cine asta știe. Vă întreb, lucrează cumva și la arbitru? 100%, n-ai cum. Adică dacă ai greșit împotriva celor de la Petrolul în astfel de meci, nu știu dacă se întâmplă cine știe ce, sau dacă greșești împotriva lui Metal Globus, ar putea să nu sesizeze nimeni sau să nu bage nimeni în seamă. Da, aici mă gândesc că nu vă referiți la rea voință, ci pur și simplu uman, involuntar, involuntar, parcă ești mai atent cu Petrolul, că e o echipă, e un nume mai greu. Sau nu Petrolul, Rapid, Cluj, Timișoara, vorbim de cluburile cu tradiție. Corect. După cum prea bine ați văzut și în media, toată lumea și-a dorit și își dorește în continuare ca Cluj, Petrolul, mai nou Timișoara, Craiova, pentru că nu știm exact care este. Toată lumea dorește să acceadă în prima ligă o echipă cu tradiție, cu brand. Și când vor da drumul și la spectatori, atunci, în momentul în care ai și un stadion, uite, Rapid, urmează un stadion superb, da? Sunt ferm convins că se va umple de fiecare dată în prima ligă. Să vedem ce va fi. Să se poată în primul rând. Și în al doilea rând să vedem, pentru că și asta e o discuție foarte amplă. Unii spun, unii specialiști, că s-au făcut studii deja, unii spun că această pandemie a îndepărtat și mai mult suporterii, că te dezveți să mergi la stadion. Pe de altă parte, alții spun că tocmai că va fi o explozie, pentru că omul, în general, când îi se interzice ceva, vrea să facă și mai mult chestia asta. Dumneavoastră, cum credeți că e?
Dar nu vorbim strict de Rapid, pentru că indiferent, am înțeles întrebarea, dar vreau să fac o mică paranteză. La Rapid nu poți să vorbești niciodată de pandemie, sau știu și eu că știm prea bine, este una dintre cele mai iubite, poate cea mai iubită echipă din România și atunci cu pandemie, fără pandemie, 100% vor avea spectatori. Pe ansamblu, eu cred că, ținându-i departe, cred că vor avea mai multă foame de fotbal, deci, spectatori.